Bun găsit la emisiunea Reporte24, sunt eu. cu Suntem din nou într-un cadru special la colegii noștri de la pagina de media. Pe această cale din nou îi mulțumim domnului Petru Șorobaie pentru găzduire. Continuăm demersul nostru în cadrul proiectului Science Plus. După cum știți, Reporte24 face parte din această rețea Science Plus alături de instituții media din alte șase țări din Europa de Est. Continuăm teme, anumite teme pe care noi le abordăm în cadrul acestui proiect. De data aceasta vorbim despre refugiații ucrainieni care au ajuns în țara noastră și care, iată, vă să crezi sau nu, au ajuns și în regiunea Oltenia, în cele cinci județe care formează această regiune. Noi deja am publicat un prim material despre ceea ce se întâmplă. În această uh, regiune, uh, care este cumva în partea opusă a graniței cu Ucraina, au venit destul de mulți refugiați. Ne referim și la felul în care autoritățile gestionează această criză a refugiaților și uh, la banii pe care îi plătesc, uh, este o schemă guvernamentală potrivit unei ordonanțe pe scurt, 50-20, o să detaliem despre ea, ideea că se dau niște bani celor care găzduiesc refugiați. Culmea a fost să primim un răspuns negru pe alb, că nimeni nu verifică condițiile în care sunt cazați refugiații, nimeni nu verifică dacă ceea ce se depune, documentele alea, au și o corespondență în realitate și, iată, Nimeni nu e tras la răspundere, la o eventuală răspundere. Alături de mine, și mulțumesc pe această cale pentru efortul de a participa la discuția noastră, este doamna lector universitar, dr. Silvia Tăbușcă. Sunteți consultant internațional în combaterea traficului de ființe umane și a organizate de la Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc pentru participare. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și sper să fie o discuție interesantă. Cu siguranță va fi. Uh, haideți să pornim discuția de la ceea ce spuneam uh, mai devreme. Uh, sincer, când am început de mersul ăsta articolul, uh, să strâng informații, să fac primii pași pentru, pentru acest articol, uh, n-am crezut că voi avea. Uh, am plecat așa cu inima îndoită că m-am gândit că nu nu va fi ceva în regulă. Știți, noi jurnaliști avem o vorbă și povesteam chiar aici la pagina de media, adevărul strică o știre bună câteodată. Dar iată că e mai rău decât ne puteam imagina. Adică din punctul meu de vedere, și asta e doar informație, doar se zgârie o suprafață. Adică dacă o prefectură, și vorbim de prefectura Gorj, răspunde negru pe alb că nu verifică, că nu sunt obligați de lege. Cum, cum vedeți dumneavoastră, prin prisma experienței pe care o aveți, această problemă. Noi lucrăm cu multe comunități de refugiați, și deja societatea civilă a atras atenția asupra problemelor de aplicare a acestei măsuri 50 plus 20, pentru că ea nu este efectivă în practică și creează foarte multe riscuri pentru persoanele. Multe persoane care fie sunt obligate să ofere în schimbul cazării, si o munco o fie chiar servicii sexuale Practic, o parte dintre ucrainieni nu sunt uh, informați că acești bani sunt pe o schemă europeană și sunt niște beneficii care sunt direcționate direct către ei, în calitate de beneficiari într-un stat uh, european uh, ai protecției temporare. Um, și pe fondul lipsei de informație, multe persoane care îi cazează îi duc într-o zonă de dezinformare și anume că este o cazare benevolă oferită de acel proprietar, iar în schimbul cazării și mesei care îi se oferă zilnic, persoana cazată ar trebui să muncească, Uh, sau uneori ori chiar uh, există presiune de oferirea serviciilor sexuale. Uh, și spuneți că s-au tras semnale de alarmă în sensul ăsta. Un răspuns a venit din partea autorităților competente, din partea celor care au conceput uh, această schemă, care la prima vedere, nu știu, dacă nu ești implicat și nu știi de desubturile, ți se pare că e ceva ok, bine că se dau bani. Din păcate, nu există în momentul de față uh, uh, posibilitatea modificării acestei scheme. Schema a fost ca o măsură rapidă de sprijin a refugiaților în acel moment, uh, însă eu sau noi nu am înțeles foarte bine de ce guvernul a optat ca acești bani să meargă către proprietarii locuințelor și nu direct către refugiați. Uh, multe țări europene oferă uh, aceste sume de bani pe un card, emis pe numele refugiatului respectiv, iar banii respectivi pot fi utilizați de acel refugiat în funcție de nevoile și nivelul său de viață. De exemplu, dacă este un refugiat care are un nivel de viață mai ridicat, poate la suma de cazare oferită de statul român să mai adauge ceva și să stea în niște condiții foarte bune. Sau o persoană care uh, este în nevoie și dorește să pună deoparte o parte din bani să meargă copiii în vacanța care urmează, care este și... deja undeva, atunci să aibă posibilitatea să facă acest lucru, chiar dacă banii sunt exclusiv pentru cazare și masă. Ceea ce am văzut noi, iarăși, în practică, odată cu lansarea acestei proceduri. Din nou, discutabile din punct de vedere a eficienței lor, am observat o creștere uriașă a prețurilor apartamentelor, chirilor. De exemplu, noi am identificat în București, în sectorul 3, o garsonier cel mai jos confort, practic un fost bloc de nefamiliști, care a fost transformat, vândut și transformat în garsoniere, care înainte era închiriată cu 100 de euro, acum este, practic, primește de la statul român 1000 de euro. Însă, proprietarul consideră că costurile pe care le are cu întreținerea acelei garsoniere sunt foarte mari și nu poate oferi acea sumă necesară acoperirii nevoilor de masă a celor doi refugiați care locuiesc în acea garsonieră, oferindu-le mâncare doar o dată pe săptămână, ceea ce este, pe de-o parte, o încălcare a obligațiilor pe care România și le-a asumat în plan internațional, pentru că atunci când există refugiați pe teritoriul unui stat, toate standardele internaționale de protecție a refugiaților obligă statul pe teritoriul căruia se află acești refugiați să acopere nevoile de bază, în special cazare și masă. În condițiile discutate și pe care deja dumneavoastră le-ați identificat, constantăm că statul român își încalcă această obligație da. internațională și standardă internaționale de acoperire a nevoilor de bază. Noi am identificat refugiați care nu au mâncat zile întregi. Vorbim aici de mame cu copii. Uh, este complet inadmisibil ca un refugiat care primește bani din plan internațional, iar România a primit foarte mulți bani pe ambele sisteme de sprijin, atât sistemul ONU prin IHCR Unicef, cât și uh, sistemul european, prin guvernul României, pentru a sprijini aceste persoane aflate pe teritoriul României, și cu toate acestea sunt si situații destul de multe în care refugiații nu au acces la hrană. Este principala lor problemă în acest moment, acoperirea nevoilor de hrană. Și este complet inuman. E inuman și e incredibil ce mi povestiți, mai ales că suntem o România, zilelor noastre, țară, membră, NATO și UE de atâta vreme, unde avem pretenția că trăim la standarde ca în cealaltă parte a Europei. Dar referitor la felul în care își găsesc aceaste, aceste gazde, să le spunem, deși gazdă înseamnă ceva mai cald decât ceea ce descriați dumneavoastră mai devreme, există acel portal oficial al Guvernului... Mă mărturisesc Moha. că nici nu știu cum... După că... am lucrat, practic, da? încă din primele zile. Dar e oculit ăla. Uh, și no. eu sunt în câteva grupuri de Facebook, spre exemplu, și văd acolo uh, solicitări ale refugiaților traduse cu Google Translate sau cu alte servicii în care uh, caută, cu ajutorul caută și caută la fel și pe site-urile de anunțuri, OLX sau altele, nu neapărat este mai facil oricărei persoane să transmită un anunț pe grupurile de comunicare din care face parte. De asemenea, nu știu în ce măsură refugiații aflați pe teritoriul României au fost informați despre riscurile siguranței lor, pe de-o parte, și nevoia de a coopera cu această platformă pentru că dacă promovarea platformei uh, se face în cumva echilibru cu nevoile refugiatului, atunci refugiatul respectiv evident că ar folosi platforma. Dar dacă eu îi spun unui ucrainian, tu îți cauți cazarea pe platforma Dopomoha sau prin, vei primi cazare sigură prin intermediul platformei Dopomoha, nu va avea interes să facă lucrul respectiv atâta timp cât pe Facebook, pe grupul de Facebook din care face parte, sunt postate foarte multe mesaje cu cazare gratuită sau cazare oferită refugiaților. De deci ce ar completa tot felul de documente, formulare exact. pentru a obține această cazare, când sistemele de comunicare din care face parte persoana respectivă îi sunt mult mai facile? Cred că important ar fi fost ca dopomoha să fie cumva promovată în acord cu siguranța persoanei respective și să se tragă cumva niște semnale de alarmă. Noi am menționat acest lucru, însă de multe ori reacția unor autorități a fost aceea de a nu speria refugiații, că oricum săracii sunt într-o da. situație destul de tensionată. Dacă venim și noi și le spunem că există riscul exploatării Traficului, a intrării în anumite grupări de criminalitate organizată și siguranța lor este pusă în pericol pe teritoriul țărilor membre ale Uniunii Europene, atunci creăm o situație de tensiune și mai ridicată în rândul lor. Eu prefer, eu prefer ca militant pentru drepturile omului, să am cunoștință de aceste riscuri și să nu vin în România și să cred yeah. că toate persoanele care mi-oferă mie cazare, transport și masă sunt de bună credință și să risc atât eu, cât și copiii mei, să ajungem într o situație de exploatare sau într o situație de risc sau într o situație incomodă în care practic proprietarul apartamentului pe care eu îl aleg în afara acestei platforme uh, naționale să nu mi ofere masă pentru copiii mei, să nu mi ofere Fere banii măcar de masă pentru copiii mei și să am două, trei zile în care să nu am ce să le dau de mâncare copiilor. Uh, orice părinte pus în situația respectivă de a nu avea posibilitatea de a-și hrăni proprii copii, este dispus să facă absolut orice. Și atunci creăm niște riscuri în plan național asupra acestor uh, ucrainieni, uh, care ar fi putut fi cumva... Ocolite, dacă implementarea acestui program ar fi fost făcută într-un mod mai eficient, sau dacă guvernul ar dori să modifice această modalitate de, de aplicare a sprijinului pentru cazare și masă. Da, prin faptul că se ocolește această procedură oficială, să zicem, acest canal oficial, cu atât mai puțin au autoritățile o, o idee. Cât sunt, unde sunt, cum sunt cazați. Eu m-am uitat pe datele statistice ale UNHCR. Eu sunt cercetător la bază și. Um... Sunt interesată foarte mult de date cu ajutorul cărora să pot să susțin argumentele pe care le folosesc, fie în fața autorităților, fie în fața dumneavoastră astăzi. Da. Uh, datele publicate de ONU, de UNHCR, în septembrie, în a doua parte a lunii septembrie, arăta arătau faptul că pe teritoriul României avem 13.000 de ucrainieni care nu sunt înregistrați. Dacă ne uităm la celelalte țări de graniță ale, de graniță cu Ucraina, membre ale Uniunii Europene, observăm că majoritatea, marea majoritate cu decalaje foarte mici, de sute de persoane, sunt înregistrate. În România, pe teritoriul României, au intrat 80.000 de ucrainieni, iar înregistrați sunt 67. Practic, vorbim de un număr de 13.000 de ucrainieni care nu sunt înregistrați pentru protecție temporară. Pentru mine este un mare semn de întrebare de ce. O persoană refugiată care are nevoie de protecție în spațiul Uniunii Europene. Nu s-ar înregistra pentru această protecție pe teritoriul României, pe de o parte, iar pe de altă parte, această protecție oferă foarte multe drepturi. Acces la diverse sume de bani pe care le oferă ONG-urile sau acces la diverse programe, așa cum este programul 50 plus 20 al statului român. Prin urmare, da, România, în momentul de față, doar comparând România cu celelalte țări, membre ale Uniunii Europene la granița uh, Ucrainei, nu știe nici măcar unde sunt exact. acești oameni și de ce nu s-au înregistrat. Uh, și din nou, riscul de criminalitate organizată pe care eu îl văd în rândul celor neînregistrați, este foarte mare. Prin urmare, România ar trebui să vină cu politici imediate pentru a vedea exact de ce un număr atât de mare de refugiați nu s-au înregistrat în sistemul național, ca să nu mai spun că ar trebui să știe unde sunt. Da, mie, mi s-a părut din, în interacțiune pe care le-am avut cu autoritățile din această zonă a Olteniei, nu, nu mai mult cu cele cinci prefecturi, că uh, oficialii în general se mulțumesc să se acopere de hârtii, cum noi încă am rămas... Uh, cum era cu 30 de ani, să ai acolo ștampilă, să ai declarație, să ai toate documentele și să, să vii cu... Cum, cum as, dacă aș fi reporterul de pe stradă și v-aș întreba cum comentați genul ăsta de răspuns, nu avem obligație legală. verificăm că nu există o obligație legală nu percep această obligație legală sau nu o cunosc, pentru că, așa cum spuneam, România are o obligație legală în plan internațional, pentru că suntem parte la Convențiile ONU cu privire la protecția refugiaților și, de asemenea, suntem partea Uniunii Europene, unde avem standarde foarte clare, care acoperă aceste nevoi de bază, cazare, masă, și sănătate, acolo unde este de urgență, dar cazarea și masă sunt Indiscutabile. Da. Prin urmare, această obligație a statului român se transferă către orice autoritate locală sau națională da. la nivel central sau la nivel local. Uh, nu putem spune că nu există această obligație. Există obligație, însă poate că noi nu o percepem, poate că aceste reprezentanți ai autorităților locale nu au fost informați. Cu privire la obligațiile pe care ei le au în plan local de a avea grijă de acești refugiați și de a le oferi mă. Carcazare și masă. Voi să vă mai întreb referitor la o chestie pe care tot așa am constatat-o în această interacțiune cu, cu cele 5 prefecturi, despre o, o lipsă a standardizării, adică să știe funcționala din prefectură când se trezește cu o familie de cinci refugiați în zona lui, ce are de făcut? Asta una la mână, doi la mână, nu am reușit și am încercat, credeți-mă, și pe surse, cum se spune, și prin alte căi decât cele oficiale, să aflu cum arată un contract între gazdă, să-i spunem, și autoritatea care ulterior va deconta serviciul și înțeleg că o decontează fără probleme mereu, adică nu sunt întârzieri, în, în alte, situații există o înțeleg că banii vin fără, fără o problemă. Cum, cum vedeți din punctul ăsta de vedere? Din păcate, normele naționale, așa cum am menționat mai devreme, s-au fost făcute pe repede înainte, să folosesc un termen tocmai academic, uh, și nu există incluse obligații clare pentru persoana care găzduiește ucrainieni. Uh, este doar o anexă uh, la legislația respectivă, care este... Incompletă din punctul meu de vedere. Dar chiar și în aceste condiții, trebuie să completăm legislația specială care a fost emisă pentru acest grup de persoane cu standardele generale. Eu nu pot să spun că statul român nu are obligație de cazare în condiții decente, pentru că cazarea în condiții decente deja o avem stabilită de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și da. avem foarte multe hotărâri împotriva României cu privire la condițiile în care sunt cazați deținuții din penitenciară. Prin urmare, eu nu pot să spun că standardele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru deținuți nu se aplică și persoanelor care uh, sunt uh, în libertate cu spațiu minim de locuire. Uh, în cazul refugiaților, același spațiu minim ar trebui să fie avut în vedere de autoritățile locale. De exemplu, noi am avut informații că într-o garsonieră de 30 și ceva de metri pătrați erau cazate 8 persoane. Prin urmare, standardele impuse da. de CEDO cu privire la locuință decentă clar da. nu aveau nimic de-a face cu uh, cazurile. Era respectiv cineva care făcea profit pe urmă, adică care... Din păcate, ceea ce noi constatăm este faptul că, din nou, legislația specială pentru protejarea refugiaților din România. Um, a fost deficitar creată și permite unei persoane să închirieze mai multe locuințe, și la rândul lui, acea persoană, la rândul ei să închirieze mai departe, să ofere găstuire ucrainienilor pe programul 50-20. Acest sistem a creat cumva un fel de grupări. Care noi le-am văzut conectate pe de-o parte la centrele de refugiați sau la frontieră, și pe de altă parte la diverse locuințe sau grupuri de persoane care dețin mai multe locuințe. Uh, un alt aspect pe care noi l-am văzut a fost lipsa totală de informare în România în momentul în care s-au închis centrele. Toate celelalte țări europene au făcut informare conform standardelor internaționale. Cazarea în centre se face pentru maximum trei luni de zile. E un standard da. internațional. Eu am întrebat reprezentanții mai multor centre în care au fost cazați refugiații când se închid centrele, când ne apucăm să le căutăm locuință alternativă. Iar personalul respectiv mi-a spus că nu se închid centrele. Înainte cu o săptămână, suntem anunțați că beneficiari pe care noi îi aveam în centrele respective, persoane cu dizabilități fizice, da. vor fi scoase în 3-4 zile din centrele respective și eu în 3-4 zile trebuie să le găsesc locuință în afara centrului, ceea ce este complet inadmisibil. Această politică deficitară a Guvernului României a creat practic creșterea explozivă a prețurilor la chirie și oferirea unor condiții de cazare indecente pentru acești refugiați, ei fiind nevoiți să accepte orice situație de cazare pentru că din centrului se spunea că în 3 zile, patru zile trebuie să părăsești centru. Um, Transferând în plan local această obligație, evident că autoritățile din plan local, chiar dacă nu au o obligație clară în această lege specială care vizează drepturile de cazare și hrana refugiaților, aceste. Drepturi trebuie să fie corelate cu celelalte standarde pe care România trebuie să le implementeze cu privire la orice persoană aflată pe teritoriul ei um, și standardele generale pentru refugiați pe care noi le-am aplicat. Și avem câteva condamnări și pe componenta da. asta în fața Curții Europene a Drepturilor romului. Da, Practic, secretul o artificial o bulă speculativă imobiliară pe partea asta, ceea ce e cumva în contrast cu ceea ce vedeam în primele luni ale conflictului, celebra căldura românilor în ceea ce privește găzduirea, că românii sunt bune gazde și așa mai departe. Nu trebuie cumva, sau trebuie făcută o diferență între ce vedeam la frontiere, acele valuri în februarie și oamenii ăștia care profită de pe penecazul altor oameni. Dar aș vrea un pic, nu știu, două minute sau cât putem să... Spunem cu subiect și predicat ca să ne intre bine în cap și nouă, și celor care poate se uită la noi, că vă spuneam în, 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 înainte de a intra în, de a înregistra că nu, nu suntem în direct, uh, reacția oamenilor la articolul nostru al celor de la Reporter 24, acest articol că nimeni nu verifică cum se cheltuiesc banii. Și asta e o afirmație pe care noi am putut să o probăm. Iar reacțiile oamenilor, cele mai multe, sunt de genul, uh, domne, banii ăia mai bine îi dădeau. Uh, nu știu, copiilor, mai bine îi dădeau, creșteau alocația, mai bine le dădeau pentru școli, pentru dotări și așa mai departe. Aș vrea să spunem clar și că banii ăștia nu sunt din bugetul nostru, și a spus un pic mai devreme, dar aș vrea să să, să zăbovim un pic pe, pe chestia asta, să se înțeleagă clar. Nu sunt banii din bugetul domnului Căciu, cred că îl cheamă pe ministrul de finanțe uh, Da, din păcate aici avem o lipsă de informare. La nivelul societății românești, pentru că românii nu au fost informați și nu există transparență la nivel guvernamental, asta am constatat, nici cu privire la sumele de bani pe care România le-a primit, nici de unde vin aceste sume de bani, nici care este obligația statului român de a cheltui aceste sume de bani. Evident, pe lipsa acestei informări, care ar trebui să ajungă la populația, la publicul larg, să se creează fel de fel de speculații și se ajunge în zona de dezinformare și Când. se creează această ruptură, falie, care va duce la discriminarea uh, străinilor aflați pe teritoriul României, pentru că acești străini, în perspectiva localnicilor, au mai multe beneficii decât un localnic. Pentru că un localnic zice, ok, el privește cazare și masă gratuit, eu de ce trebuie să -s -s să muncesc ca să mă întrețin. Uh, aceste uh, beneficii ale refugiaților sunt niște beneficii temporare și aș vrea niciodată România să nu ajungă într o astfel de situație Sigur. în care să avem nevoie de protecție internațională. Suntem într o situație în care orice persoană care este dintr o zonă de conflict trebuie să fie protejată. Pe teritoriul noilor state, iar această protecție este o protecție globală. Practic, toate țările lumii contribuie, în funcție de posibilitățile fiecărui stat în parte, la sprijinirea persoanelor care au ieșit din zona de conflict. De aceea, banii pe care România îi cheltuiește cu acest refugiați nu sunt bani ai statului român. Sunt în totalitate bani care vin din plan global de la marile economii, SUA, Canada, Japonia, Corea de Sud, Australia, prin intermediul ONU, sau bani care vin de la Comisia Europeană, prin intermediul bugetului Comisiei Europene. Deci nu sunt bani ai guvernului României. Noi ar trebui să promovăm cumva această situație ca un beneficiu pentru economia națională, pentru că în acest context avem o infuzie de corect. fonduri în plan național pe care, dacă le vom folosi în mod corect, avem posibilitatea să îmbunătățim sistemele de protecție din România și de cazare din România și putem cumva crește nivelul. De viață din România, utilizând acești bani. Plus că toți acești bani care sunt infuzați în România, sunt cheltuiți în România și implicit vor crește dezvoltarea vor duce Vă la duce o dezvoltare uh, economică. Ceea ce constat este că nicăieri în spațiu public nu avem un astfel de discurs care el ar trebui să vină din partea autorităților statului român, astfel încât să se cunoască foarte bine. Câți bani au venit? De exemplu, în primele uh, săptămâni, Comisia Europeană pe Protecție Civilă, pentru că nu aveam directiva pe protecție temporală la acel moment, uh, a oferit României 30 de milioane de euro. N-am auzit nicăieri vorbindu-se de faptul că doar în câteva săptămâni România a primit de la Comisia Europeană 30 de milioane de euro pentru a construi acele corturi um, și a dezvolta un sistem rapid în România de primire a ucrainienilor. Atâta timp cât nu există această informare, este firesc ca cetățeanul român dezinformat considerând că toți acești bani vin din bugetul public, să considere că el ar trebui să fie beneficiarul acestor fonduri și nu niște străini aflați pe teritoriul României, indiferent de statutul pe care străinul respectiv îl are. Însă trebuie foarte clar menționat că banii primiți de România sunt un beneficiu pentru România și nu sunt din bugetul național. ci vin din bugetele marilor economii pentru sprijinirea acestor persoane. În continuare, aș vrea un pic să vorbim exact de exper pe expertiza dumneavoastră, cum ar veni, că uh, sunt, de v-am și invitat la, la discuție, uh, zone, perioade dintre acestea de conflict sunt uh, uh, odată speculate, am văzut cum de către oamenii ăștia care fac bani, specul aceasta imobiliară, dar, dar mai există și acest risc al rețelelor de trafic de persoane. și E o perioadă propice pentru astfel de, de rețele să racoleze tinere, chiar și tineri copii în, aflați în situații de risc. Să vorbim un pic despre aceste vulnerabilități ale refugiaților ucrainieni și, bine, întrebarea ar fi și cum pot autoritățile din România să-i protejeze. Da? Aș face referire la început la faptul că ambele țări și România și Ucraina. Dacă ne uităm pe statisticile Uniunii Europene, prezintă cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane identificate în ultimii ani de zile. Uh, România prezintă undeva la 50% din totalul victimelor cetățenii europeni. Ai Uniunii Europene. Deci, la nivelul celor 27 de țări, jumătate din victimele identificate sunt cetățeni români, ceea ce este o pondere extraordinar de mare și, prin urmare, statul român a demonstrat deja că nu are capacitatea să-și protejeze proprii cetățeni împotriva acestui fenomen care în ultimii ani a căpătat amploare. De exemplu, noi am publicat datele guvernamentale publicate de guvernul României pentru anul 2020, date care sunt șocante pentru noi ca ONG și care nu au ajuns nici în școli. Noi le trimitem acum în școli, nici în DGASPC-uri. Ce spun datele respective? Că un număr foarte mare de copii români sunt exploatați, dar noi ne uităm doar pe exploatare sexuală, care este cea mai urâtă formă de exploatare a unui copil. Avem în 2020 215 copii români exploatați sexual dintre care patru copii au fost răpiți. Deci practic vorbim de patru cazuri caracal, despre care nu știm nimic, patru copii răpiți pentru a fi exploatați sexual. Apoi vorbim de faptul că foarte mulți sunt, răpi, sunt uh, uh, racolați în mediul online pe social media. Vorbim de faptul că mârsta, vârsta medie a copiilor exploatați uh, a scăzut pe perioada pandemiei cu 2 ani, de la 16 la 14 ani. Și vorbim de faptul că cei mai mici copii exploatați sexual în România încep de la vârsta de 3 ani. Deci, asta este situația exploatării copiilor români. Cum credeți că vor reacționa rețelele de criminalitate organizată? Care sunt foarte puternice în plan european, sunt considerate cele mai violente rețele de criminalitate organizată care acționează în planul Uniunii Europene. Cum credeți că vor reacționa aceste rețele în momentul în care vor avea un număr uriaș? De persoane vulnerabile pe teritoriul României. Și am spus că este o vulnerabilitate creată de guvernul României prin acest program de 50 plus 20. Pentru că atunci când nu ai cum să-ți acoperi nevoile de cazare și de masă, vei fi dispus, ca părinte, să accepti absolut orice. Dacă mergem de partea cealaltă a frontierei. În situație de conflict, nu există conflict pe lumea asta în care criminalitatea organizată și corupția să nu crească într-un mod exploziv. Uh, orice conflict am avut în ultimii 20-30 de ani a generat un număr foarte mare de victime ale traficului de persoane. De exemplu, conflictul din Siria. Uh, a fost destul de mult monitorizat pe teritoriul Uniunii Europene, în special din perspectiva drepturilor și protecției sirienilor. Iar în 2017, Organizația Mondială a Muncii spunea că 73% dintre sirieni au, fost, au prezentat indicatori de exploatare. 73% indicatori de exploatare. Uh, Poate că, în situația ucrainienilor, vom avea cumva un procentaj mai mic pentru că uh, ucrainienii au dreptul să circule în spațiul Uniunii Europene. Însă, având în vedere nivelul de criminalitate organizată din diverse țări uh, europene și Ucraina, Ucraina se știe că are rețele de criminalitate organizată extraordinar de puternice. Eu mă aștept ca numărul persoanelor exploatate să fie foarte mare. De asemenea, cooperarea dintre rețelele de criminalitate din România și cele ucrainiene um, e foarte bună. Știm asta. Ucrainienii um, au cooperat excelent pe traficul de droguri de-a lungul anilor sau pe traficul de migranți de-a lungul anilor cu rețelele de criminalitate organizată și dacă au reușit să plutească două tone de cocaină da. în Marea Neagră cu toată tehnologia de monitorizare a Mării Negre oprită nu văd de ce rețelele respective nu ar coopera și pentru a obține foarte mult profit în această perioadă și atunci când vorbim de trafic de persoane Persoane, de multe ori ne gândim la prostituție, dar uh, nu conștientizăm faptul că aceste persoane sunt într-o situație de tortură, într-o situație de sclavie. Practic uh, drepturile lor sunt limitate, nu au dreptul să circule, nu au dreptul Bă, să comunice sonate, uh, în, în primele toate. săptămâni sunt efectiv torturate, bătute și aflat într-o situație de tortură de neimaginat, ca să-și accepte soarta, să aibă frică de persoana care controlează victima, și apoi li se cere să facă ceva, fie să muncească, fie să se prostitueze, fie să comită infracțiuni, pentru că pot fi situații în care. Uh, Refugiații vulnerabili de pe teritoriul României pot fi uh, constrânși să devină parte a rețelelor de criminalitate organizată și să transporte arme sau droguri. Uh, în momentul în care există o investigație, de obicei veriga de jos, transportatorul, este cel care este arestat și condamnat. Prin urmare, pentru rețeaua de criminalitate organizată este important să recruteze noi persoane vulnerabile la nivelul acestei verici pentru a se proteja la nivelurile următoare. Uh, riscurile pe trafic de persoane sunt, așa cum menționam, foarte mari din perspectiva exploatării sexuale, de exemplu, în momentul de față, știm că bordelurile din Austria și Germania sunt pline de ucrainience. E un număr uriaș de ucrainience care sunt prezente în aceste bordeluri. Eu sunt convinsă că nu toate ucrainiencile care au ajuns acolo și au dorit să se prostitueze. Sunt convinsă că un mare număr al acestora e, uh, sunt constrânse să se prostitueze. De asemenea, observăm că uh, copiii uh, sunt destul de vulnerabili, și dacă unele țări europene au obligat părinții să-și înregistreze copiii aflați pe teritoriul lor, România nu a aplicat această măsură de obligare, ci rămâne la latitudinea părintelui dacă își înregistrează copilul în sistemul național sau nu. Ceea ce vulnerabilizează și mai mult aceste familii și, aceste co și acești copii. Practic, putem avea. Familii care își exploatează proprii copii. Și mă refer la familiile sărace care își vând copii, oricum, nu știm câți copii au intrat, nu știm câți copii nu. au ieșit, nu știm unde sunt copii uh, respectiv, pentru că avem această procedură de înregistrare cu acordul familiei și nu înregistrare obligatorie. Uh, și sunt destul de multe vulnerabilități în fața traficului de persoane dacă am fi român de bună credință și suntem foarte mulți dintre în această țară, slavă Domnului, încă mai sunt oameni cu de bună credință și oameni buni. Exact definiția omului bun, indiferent de ce înseamnă asta, dincolo de rasă, credință și toate cele. Cum am putea interveni, cred că e mult spus interveni, cum am putea ajuta dacă am constatat că în apropierea noastră s-au aflat despre persoane care sunt Supuse unui astfel de abuz, nu neapărat sexual, ci chiar și de, de acela de care vorbeam mai devreme, acești uh, baroni imobiliari, să le zic, care au uh, răsărit acum după conflictul sau ucrainean și care fac uh, profit pe urma necazului unor oameni. Cum, care ar fi primul pas? Uh, din păcate, în ceea ce privește cheltuirea banilor 50-20, o terță persoană nu are nici o posibilitate de a face o plângere. Plângerea trebuie să vină doar de la refugiatul respectiv, beneficiarul sumelor care nu ajung la, la el. Din păcate, acești refugiați nu fac plângeri către autorități pentru că nu au încredere în autorități, fac comparație cu autoritățile din Ucraina, le e teamă că dacă vor face plângere, vor rămâne și fără acea cazare, chiar dacă nu primesc masă și nu știu unde vor găsi o nouă cazare. Pentru că le-a fost greu să o găsească și pe aceea. Și atunci. Preferă să nu. Asta este practica pe care noi am întâlnit-o. Numai în măsuri extreme, în situații extreme, se înregistrează astfel de plângeri. Dar de cele mai multe ori, ucrainienii nu fac plângeri. Deci, pe componenta de 50 plus 20, există obligația statului de a crea cumva niște măsuri de control inopinat, să mergi într-o locuință yeah. să vezi sunt refugiații acolo, cât sunt, în ce condiții stau, dacă au primit mâncare în, în ziua respectivă sau nu au primit mâncare în, în ziua respectivă, cumva să se controleze felul în care sunt cheltuite sumele respective de bani și modificat cu certitudine uh, contractul și condițiile prin care se oferă această gărstuire refugiaților. Atunci când vorbim de trafic de persoane, însă sunt două elemente. Din păcate, românii nu sunt educați să identifice elementele de traficului de persoane și chiar dacă avem o victimă lângă noi, habar nu avem că e o victimă a traficului de persoane pentru că nu știm să o recunoaștem. Dar dacă sunt elementele exploatării, este clar că noi avem o obligație atât timp cât știm că o persoană este, este exploatată, avem obligația de a raporta acest lucru către poliție. Atunci când vorbim de trafic de persoane, competență de a investiga astfel de fapt are dicot -ul. Prin urmare recomandarea mea este ca orice faptă de trafic de persoană să fie raportată direct către DICOT și nu către autoritățile de poliție locală, pentru că există posibilitatea să piardă timp uh, și uh, intervenția rapidă este esențială atunci când vorbim de trafic de persoană, pentru că o Potențială victima traficului de persoană poate fi mutată imediat dintr-un apartament într-altul și se poate pierde uh, urma acesteia. Iar dacă nu sunt indicatorii clari ai traficului de persoane, dacă nu avem certitudinea că vorbim de o faptă de trafic de persoane, atunci sunt mai multe ONG-uri cu care se poate discuta și clarifica situația respectivă. ECLER, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridic, este foarte implicat în această componentă. Noi oferim și traininguri pe detectarea cazurilor de trafic în rândul ucrainienilor și punem la dispoziție în mai multe limbi, Ucrainiană și română, un formular de sesizare, cumva, de raportare, mai exact, dacă cineva are un anumit indicator că există o potențială situație de exploatare, uh, ne poate raporta situația respectivă, noi colectăm mai multe date și tragem o concluzie. Este o situație, nu știu, de exploatare sau o situație de gelozie. Uh, și în contextul ucrainian, în ultimele luni de zile, deja am reușit să uh, contribuim la scoaterea din trafic a 84 de persoane, o mamă și o fică de 16 ani care erau, urmau să fie exploatate sexual, care au fost recrutate pe sistem de loverboy. boy și 82 de persoane care uh, erau exploatate prin muncă. Uh, informațiile le-am primit de la persoane care au participat la întâlnirile noastre și la trainingurile noastre. Uh, persoanele respective nu știau exact că vorbim de o situație de trafic de persoane, dar anumite elemente pe care noi le prezentăm ca indicatori ai traficului le-a atras atenția. Acei indicatori au fost trimiși către noi. Uh, noi am încercat să colectăm mai multe date să vedem dacă într-adevăr vorbim de trafic de persoane sau mai mulți indicatori care ne duc în zona traficului de persoane, iar indicatorii respectivi identificați de noi pe surse deschise i-am raportat mai departe către autoritățile din România sau a autoritățile internaționale. În acest context, ECLAR lucrează foarte bine cu Interpolul uh, și Interpolul ne-a ajutat foarte mult pentru a acționa rapid. Uh, cu intervenții de jumătate de oră sau cu uh, persoane care au fost uh, sub acoperire pentru a vedea ruta, traseul și a scoate din trafic uh, potențialul ucranic. la aceste persoane, putem să detaliem măsura în care se poate și să nu... Ce, cum, ce înseamnă că erau exploatate la muncă? Unde se întâmpla? În apropiere de graniță, în mediul rural, uh, măsură în care ne puteți dezvolui și ce ne puteți dezvolui fără a... Unul dintre participanții la cursurile noastre a observat într-un anunț trimis pe Facebook că numărul de ore pentru locurile de muncă oferite în România și în Polonia era ilegal, pentru că unul dintre indicatorii atunci când vorbim de exploatare prin muncă este numărul excesiv de ore de muncă. A... Pe care trebuie să lucreze persoana respectivă. Într-un anunț a unei firme care făcea recrutare în rândul ucrainienilor, doar ucrainieni cu vârstă de peste 12 ani erau recrutați. Practic, mamele care aveau copii uh, mai mari de 12 ani, puteau să aplice pentru uh, locurile respective de muncă, iar copiii puteau să locuiască împreună cu mamele. Asta era anunțul. Anunțul respectiv uh, uh, menționa faptul că uh, se va lucra 12 ore pe zi timp de 6 zile pe săptămână, ceea ce este complet ilegal în spațiul Uniunii Europene. Dacă se lucrează 12 ore pe zi, trebuie să fie o pauză de 24 de ore. Acest indicator, practic, a atras atenția persoanei respective și ne-a raportat acel anunț. Ne-a zis, uite, am primit anunțul ăsta, am văzut pe Facebook anunțul ăsta și așa cum menționai tu numărul de ore de muncă este excesiv și ilegal. Și am început să adunăm date despre firma care recrutează despre uh, alte grupuri care au plecat, despre persoane care se raportează la grupurile la locurile de muncă și toate informațiile pe care noi am reușit să le colectăm din date deschise ne-au dus în zona de exploatare și trafic. Uh, următorul grup plecat din Ucraina. Am raportat toate datele respective către Interpol. Interpol a putut să trimită sub acoperire un ofițer de poliție din Ucraina, o doamnă care a pretins că este refugiat, dar în realitate era uh, ofițer de poliție și a fost destructurată rețeaua respectivă. Și ca urmări? Sau? Uh, au fost identificați 82 de persoane, inclusiv copii, care erau exploatați prin muncă, trebuiau să împacheteze haine într-o hală foarte mare, erau cazați în hala respectivă, primeau puțină mâncare și erau obligați să muncească foarte multe ore pe zi, inclusiv în weekend. Și reprezentanții rețelei au puțin ceva? Ăia, care... Sunt trimis și în judecată. Din păcate, este o investigație în lucru, în nu lucru, pot să cer trebuie. detalii despre ceea ce se întâmplă. Acestea sunt informațiile pe care noi le avem. Rețeaua a fost destructurată și trimisă în judecată. Da, nu Ca și mediatizare, nu știu, nu știu, e prima dată când aud... Sunt foarte multe cazuri, deși autoritățile din România au menționat tot timpul că nu avem situații de trafic de persoane în rândul ucrainienilor în România, ceea ce constatăm și nu este doar situația României, ci situația tuturor țărilor europene este aceea de a încadra faptele clare de trafic în zona altor infracțiuni. De exemplu, și în această situație, exploatarea nu se făcea în România, se făcea în alt stat, iar statul respectiv. Um, încă e discutabil dacă va încadra uh, această infracțiune la trafic de persoane deși e trafic clar. Persoanele respective erau private de libertate, uh, se dorește a se merge mai mult în zona de exploatare prin muncă. Uh, de ce? Pentru că este cumva o pată pe obrazul cărei da. Țări care recunoaște că nu poate să oferă protecție, că statul respectiv trebuie să ofere protecție acestor persoane da. uh, din zona de conflict. Iar în momentul în care sunt astfel de cazuri de exploatare, este cumva înjositor pentru statul respectiv să recunoască nu, că se, ajut, da. se ajunge în situația respectivă. Sunt puține țări care și-au asumat, practic, această situație, că da, pe teritoriul nostru au fost exploatați ucrainieni, dar Marea majoritate a țărilor europene, atunci când se confruntă cu situații clare de trafic de persoane, le încadrează ca alte fapte. Um, și spuneam că sunt două situații de recrutare și de trafic la frontiera României, sunt raportate de către țările membre ale Uniunii Europene și pot să vi le pun la dispoziție că sunt date publice. Ar fi, ar fi ok ca să le și meditez și noi, dar sintetizând pe situația asta, deci, practic. Recrutarea se făcea în România? și în România, în, altă, în Ucraina. În, munca se desfășura în altă țară? Uh, România era doar țara de tranzit uh, pentru acest grup. Se ofereau și locuri de muncă false în România. Un alt indicator pe care noi l-am identificat, firma pentru care se ofereau locuri de muncă în România, nu mai exista din 2016. Dar uh, anunțurile care erau postate de această firmă de recrutare. Pe toate canalele de social media unde noi am putut să colectăm date. Um era cu privire la recrutarea ucrainienilor din diverse țări, de la frontieră și din Ucraina. În situația prezentată mai devreme, recrutarea se făcea în Ucraina și grupul recrutat din Ucraina trebuia să plece de pe teritoriul Ucrainei către un alt stat membru al Uniunii Europene, România fiind țară de tranzit. Am în des. România se caza o noapte sau două, urmând să plece mai departe e către o și și țară în europeană de aceea am avut nevoie practic de cooperarea Interpolului, pentru că Ucraina trebuie acționat în Ucraina, iar Ucraina este în afara Uniunii Europene, nu se poate coopera foarte rapid pe mecanismele Uniunii Europene și atunci mecanismele Interpol au fost extrem de eficiente. Da. Aș ruga regia să-mi cât timp mai avem ca să știu cât vom mai discuta și ce subiecte aș putea să mai abordez pentru că până acum tot ce a spus e așa, mă lasă fără respirație câteodată. Sunt cazuri care. Voiam să vă, să vă mai întreb dacă. referitor la integrarea refugiaților în sisteme din România, și mă refer și la copii. În demersul nostru, în acel articol, am discutat și cu un ONG din, din Slatina, o biserică sub forma unui ONG, care. Gazduiește în continuare mai multe familii de refugiați și au încercat să integreze copiii care veneau acolo la grădinițe din localitate. Era vorba și de o, o fetiță mai mare, adolescentă, care avea nevoie de lecții de pian pentru a-și continua această pasiune. Și a fost o reticență din, din, din partea autorităților locale, locale, cum să zic eu, ce, cele, cele mai de bază autorității dintr-o dintr localitate. La grădiniță, spre exemplu, îmi povestea reprezentantul respectivului ONG că nu, nu a găsit înțelegere și până când nu s-a făcut românească să suni un superior și așa mai departe, nu s-a putut pentru un copil să fie dus într-un astfel de cadru organizat de educație, până la urmă. Dumneavoastră, ce feedback aveți și informații aveți pe partea asta? Pe partea de integrare văd cumva două elemente care pun în dificultate integrarea ucrainienilor în România. Pe de o parte rezistența autorităților și nu înțeleg de ce, pentru că România are un deficit uriaș de forță de muncă și era o oportunitate. Pe lângă oportunitatea financiară pe care România o are de a infuza o mulțime de Fonduri venite din străinătate, România mai are o oportunitate, aceea utilizării resurse umane și integrării resurse umane ucrainiene în uh, politicile naționale. Uh, constat că România nu are nicio politică în acest sens. Uh, de exemplu, pentru mine este surprinzător că am avut o dezbatere exact pe această temă în Parlamentul României cu medici ucrainieni și asistenți medicali ucrainieni care doreau să aibă diplomele echivalente. Da. Știm din mass media că.

elita medicinii românești aproape este în străinătate, în state membre europene. Mai știm de asemenea că școala de medicină ucrainiană încă este o școală de medicină foarte bună, mai bună decât cea din România. Ne raportăm cumva la anii, începutul anilor 2000 din România. Cam ăla este nivelul școlii de medicină din Ucraina. Iar în condițiile astea, noi nu vrem să le echivalăm diplomele sau este o procedură foarte complicată când ar fi trebuit să fie o procedură extrem de facilă astfel încât noi să-i motivăm să-și echivaleze diplomele, să-i integrăm foarte repede în comunități. Noi avem nevoie de medici și asistenți sociali care să ofere servicii ucrainienilor aflați pe teritoriul României. Și atunci pot să-i integrez foarte repede, pe acești medici ucrainieni care vor răspunde nevoilor de sănătate a ucrainienilor mult mai rapid decât poate să răspundă un medic român, și pe costuri mai puține. Pentru că, pentru a întâlni un medic român cu un ucrainian, am nevoie de un interpret pe care eu, statul român, trebuie să-l plătesc. În momentul în care integrez un medic ucrainian interpretul, costurile de interpretare dispar. Pe de o parte, serviciile de sănătate sunt mult mai bune pentru că medicul ucrainian știe exact care este conținutul unui uh, și substanțele active dintr-un anumit medicament pe care persoana respectivă îl utiliza în Ucraina. Medicul român habar n-are. Trebuie să apucă să facă cercetare, să roage asistenta, să-și blocheze câteva ore, să vadă exact care este medicamentul similar pe teritoriul României și așa mai departe. Deci sunt doar beneficii din perspectiva asta. Dacă merg la cadre didactice, lucrurile ar trebui să ste, stea la fel. Cumva integrarea rapidă a acestor, cel puțin no. acestor categorii uh, de personal. Uh, plus forță de muncă în general. Deci, pe, de, pe partea de politici publice, eu nu am văzut politici care să urmărească integrarea acestor persoane. De exemplu, văd în Germania, în Austria, ea au politici foarte bune de integrare a forței de muncă și cumva de a câștiga, de a avea un beneficiu din uh, da. toată această situație socială. Pe de altă parte, există o redicență și la nivelul comunității de ucrainieni, pentru că ei se așteaptă în fiecare zi să se întoarcă acasă. Oricât încercăm, indirect, pentru că nimeni nu știe cât va dura acest conflict, el poate să dureze un an sau poate să dureze 10 ani, așa cum au durat majoritatea conflictelor, uh, însă Uh, ei așteaptă să se întoarcă acasă. Și atunci, fiind această dorință de întoarcere acasă, discuțiile pe care noi le-am avut cu ei au fost că în august sigur ne întoarcem acasă pentru că va exista o înțelegere între cele două uh, state. Apoi s-au mutat în octombrie. Va începe școala, sigur ne întoarcem în octombrie da. acasă. Nu e nevoie să ne încercăm să ne integrăm aici. Acum încep să înțeleagă că s-ar putea că întoarcerea acasă să fie pe Termen lung, și că nu există probabil uh, uh, o posibilitate ușoară de integrare. Atunci când vorbim de integrare și de interesul lor de a se integra, de asemenea, ei trebuie să fie educați. Pentru că, și dacă încetează mâine conflictul în Ucraina, uh, Ucraina va avea nevoie de mulți ani de zile, cel puțin 10 ani de zile pentru reconstrucție. Este o țară care este, va rămâne într-o situație destul de dificilă din punct de vedere economic, a ofertelor locurilor de muncă, oportunităților pe care le va oferi cetățenilor săi. Prin urmare, cumva riscurile în vor continua să, să fie uh, preluate de această comunitate dacă nu se integrează sau dacă nu are posibilitatea de a se adapta în țările membre ale Uniunii Europene. Iar când e vorba de riscul traficului de persoane, consider că acest risc este și dacă ei se întorc acasă. Da, Pentru că. Procesul invers. Da. Exact. Dacă mâine vom avea o înțelegere între cele două guverne și toți acești refugiați ucrainieni vor putea să se întoarcă acasă, așa cum menționam, ei se întorc acasă într-o țară care nu poate să le ofere foarte multe oportunități și riscul de trafic de persoană pentru ei va fi foarte mare. De aceea noi încercăm să punem foarte mult accent în această zonă de risc de integrare de independență și de cunoaștere a ceea ce înseamnă traficul de persoane și transfer de cunoștințe de la noi către comunități. Am ajuns la finalul discuției și mă văd nevoit, oricum aș fi făcut-o, dar vă mulțumesc mult pentru că v-ați rupt din timp să avem această discuție și vă asigur că ceea ce a spus aici e foarte important pentru demersul pe care îl facem noi în cadrul acestei faze a proiectului Science Plus și, în la urmă, e o chestie de conștientizare a ceea ce se întâmplă în țara noastră, în România, cu refugiații. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența. Vă mulțumesc și dumneavoastră dacă v-ați uitat la noi. Oricum, emisiunea va rămâne pe site-ul reporte24.info, la secțiunea Science Plus și la celelalte va fi ușor de găsit. Vă asigur, mulțumesc și gazdei noastre de astăzi, studioul Pagina de Media. Până data viitoare, sunt eu cu toate cele bune!